Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar McGuinness, stimați colegi, capacitatea de producție limitată în perioada pandemiei, la care se adaugă o cerere crescută venită de pe piața chineză, dar și capacitățile limitate de transport a materiilor prime și materialelor de construcții, au influențat și influențează încă prețurile, iar acestea vor avea efecte negative asupra economiei europene și nu numai. Strategia economică a Uniunii Europene trebuie să aibă în vedere multiple aspecte, incluzând siguranța economică. Este nevoie de un echilibru între transformările ecologice, globalizare și producția locală, pe care trebuie să-l găsim pentru a preîntâmpina crizele economice. Un alt aspect important este diversificarea parteneriatelor strategice ale Uniunii Europene. În condițiile unui boom economic și a creșterii cererii de materii prime și materiale de construcții în China, este nevoie să construim și să consolidăm noi parteneriate pentru a ne asigura că economia europeană nu se va găsi în dificultate, chiar în momentele în care proiectele de investiții sunt cruciale. Provocările pandemiei au arătat pentru prima dată că Uniunea Europeană poate și știe să reacționeze rapid în perioadele de criză. Cred că ar trebui să transformăm această experiență într-un exercițiu permanent, într-un mod de lucru în care reacția la provocări să fie rapidă și eficientă. Transformările ecologice, digitale și sociale pe care le dorim în Uniunea Europeană, politicile de coeziune și asigurarea unor servicii medicale de calitate, toate acestea se pot realiza doar având la bază o economie sigură, competitivă și prosperă. Vă mulțumesc!